L-am văzut pe Răzvan plecând. Ce tot face pe aici? Și face griji pentru mine. Mm-hmm. Telefonul putea să dea? Auzi, ce vrei tu să știi de fapt? Nimic. Perfect. Sfat. Dacă tot îți pasă ție de Petru, poate că n-ar fi bine să-l vadă pe Răzvan așa în preajma ta, ca să nu devină gelos. Mm-hmm. Măcar de-ar fi gelos. Auzi, dacă tot le știi tu pe toate, ce face maică mea acolo sus cu Andy și cu aia de se dă drept sormea? Nu știu, că n-am apucat să trag urechea, dar... Nu cred că e sorta. Am văzut-o luându-și limba în gură cu Andy. Ce? Ce ai făcut? Ce ai făcut? Nimic, jur. Nu tu, Alice. Ce ai făcut? Nu știu despre ce vorbești. A venit salvarea la Marcel, am văzut de sus din birou. Eu zic că ar trebui să ne facem abonament la ei sau mai bine una dintre noi să-și parcheze mașina la poartă. Taci, Gabi, nu e momentul. Nu proastă eu că vreau să destind atmosfera. Taci, am zis, spune. Spune, Alice, ai făcut ceva la ei? Eu? Da. Ce să-i fac eu? Eu am fost aici, ce să-i fac? Atunci ai pus pe cineva să-i facă rău? Auzi, chiar nu-mi place să fiu acuzată pe nedrept, mai ales de mama mea. Dar nu te acuz, trebuie însă să știu, ca să te pot apăra, deșteaptă. Dar n-ai cu ce? O urăsc? Da, aș vrea să moară categoric, în chinuri, dacă se poate. Termin! Dacă te aude Petru. Doamne, eu nu înțeleg ce ești așa speriată. Că a venit salvarea? Măcar a pățit ceva? Lia. Ce îi spunem? Vrei? Andy, chiar sunt speriată. Tocmai mă gândeam că asta o să te ajute. M-ar ajuta dacă am avea un plan. Doamne, ce îi spunem? Cum ce? Spunem adevărul. Care dintre ele? Că avem mai multe variante și niciuna dintre ele nu e adevărat. Îi spunem că nu ești fata lui Eugen, naturală, și că ești adoptată de când erai mică. Ah, și am uitat să-i spun acest mic detaliu, nu? Nu e treaba ei. Și între noi? Nu e treaba ei. Andy, nu. Eu chiar vreau să știu. Între noi ce e? Și eu aș vrea să știu. Am fi un degenerat? Sau tu nu ești fiica lui Eugen? Nu. Sunt fata lui adoptivă. Tata Eugen m-a adoptat când aveam 2 ani. El e singurul meu tată, Otilia. Și de ce n-ai spus așa de la început? Pentru că altfel nu i-ai fi dat nimic. Oricum nu-i dau nimic. Ce tot caută pe lângă tine? Ce se dă pe lângă tine? Nu, nu înțeleg. Pentru bani? Lângă mine. Zi, nu. Pentru bani? Ne știm de mici. Cum de mici? De când? De prin liceu. Da, mamă. Am găsit scrisorile pe care le-a trimitat tata. Și am luat o scrisoare într-o zi, am urcat în tren și i-am bătut la ușă. În liceu? Cum ai putut să faci așa ceva? Eu? Sau cum ai putut tu să ne ascunzi faptul că tata voia să ne vadă? Foarte bine am putut! Nu merita! Nu merita! După tot ce mi-a făcut... Mama, ascultă-mă un pic! Eu înțeleg! Poate nu s-a purtat cu tine cum ți-ai fi dorit, dar cu noi nu a avut nimic. Înțelegi? Și care era planul vostru, de fapt? Să ce? Să ne duceți pe toți de nas ca să obțineți banii sau cum? Eu ți-am cerut cu frumosul. Tu să taci. Pe fătuca asta nu o cunosc, dar pe tine credeam că te-am crescut altfel. Nu pot să cred că mai degrabă m-ai escrocat decât să te duci să muncești ca un băiat cinstit, așa cum ți-am spus. Și așa aveai totul, tot ce ți-ai fi dorit. Da. Da! Da, 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 așa e. Da! Ce faci? Ce e? L-a arestat pe Petru. Poftim? Pentru ce? L-au săltat căci că l-au omorât pe ăla de la circuit. Stai, cine mă, Petru? Da! Mă duc să văd despre ce e vorba. Da, tu să nu te bagi! Las-o, mamă, e avocat, știe ce face. Eu nu am încredere în ea. Și acum te întreb de ce ți-am ascuns lucruri, nu? Și? Nunta când urmează? Oh, ieși!